Bună ziua, albinuțele mele, și bine ați venit la încă un episod din Otomănâncă, singurul nutriționist și instructor de fitness din lume care a slăbit peste 250 de kilograme, mă. Și acum facem mukbang-uri educative și amuzante despre slăbit, sport și mâncare. Albinuțele mele, astăzi avem un meniu nou făcut de mama Sita. Avem ciorbă de verișoare. Haideți să vedem, că am încălzit aici o porție. A făcut ieri ciorbița, ieri n-am mâncat pentru că am mâncat shawarma și n-am avut eu timp de ciorbița asta de verișoare. Dar mi-am încălzit acum. Ia să vedem câte verișoare am pus, mă frate. 1, 2, 3, 4, 5. 5 verișoare aici. Deci chiar sunt curios câte mi-am pus. Iar mi-am pus ca animalul. Ca un animal. Mai avem aici 3 verișoare. 5 cu 3, 8. Hai că am pus bine, mă. Și încă 3. 8 cu 3, 11. 11 verișoare. Nu e chiar așa mult. Trebuie să avem și proteină, nu? Gata, de astăzi intru la dietă. M-am îngreșat rău de tot, m-am pus pe cântar, m-am speriat de dimineață. Nici n-am vrut să mai mănânc azi. De negru, de supărare ce am fost. Nici nu am vrut să mai mănânc. Am vrut să țin post negru. Gata, tata, am pus aici. Uite, vezi, mi-am pus și de-asta. Farfurie, nu mi-am mai pus dita mai ligheanu să mănânc din dita mai castronul. Frate meu. Avem pâinică din asta, oasa, integrale. Asta cât dracu are, mă? Are puțin asta. 35 de calorii pe o bucată. Deci o din asta are doar 35 de calorii, un biscuitță din asta. Așa, mă. Și niște din asta. Oh, arde iute cu oțet. Tăiat așa, mărunt, mărunt, mărunt. Bă, dar am încălzit ciorba asta, nu se... Nu m-am jucat. Am încălzit-o de a luat-o dracu. Am dat-o în fiert. Bine, mie așa îmi place să mănânc. Așa îmi place să mănânc mai fierbinte ciorba. Dacă nu pot să mănânc așa fierbinte, o mai las un pic, știi? O mai las un minut, două, trei să mai răcească. Dacă e ciorba prea rece, prea călâie, ce-i fac? Nu mai am ce să-i fac. Ia, stai așa să văd. Vedeți aici mai aproape un pic. Așa, mă, fratele. Și să mi se vadă și mie mecla asta. Că sunt frumos al dracu. Trebuie să mi se vadă și fățăul. Ia să vedem, ard sau nu ard. Acum iese abur din ea. Am cotă 1.05 să ard. Mamă, îmi plouă în gură cu miroase. E făcută cu smântână. Superbă. Și nici nu m-am ars. E bună aroma. Pâinea asta e cam nașpa. Nu m-ars un pic. Și gândiți-vă că am pâine de brutărie aici, moale. Și eu mănânc de asta veche în pâinii mei, oasa. Mulțumesc, mulțumesc pentru trandafir. Vă dați seama ce puternic sunt să rezist acelei pâini. Deci m-am uitat în frigider, acum azi dimineață, am la mâncare, am ouă fierte pregătite de mama Sita, am salată de vinete, am brânză de burduf, am brânză telemea, am roșii din grădină, din alea mari bune. Am salam din ăla de vară extra, super afumat, super bun. Am mușfile feliat. Am... ce dracu mai am? Am jnițele, bă! Mi-a făcut și jnițele. Am o caserolă plină de jnițele. Mai am mici pulpe de la grătar de acum de două zile. Prăjituri mai ai? Da, mai am una. Mai am un cupcake din ăla pe care l-am lins. Mmm.
Daxi, mulțumesc frumos. Da, gata, nu mai mâncăm. Nu mai mâncăm prostii, mâncăm sănătos. Uite, bă, aici, frate, mâncare adevărată. Ciorbă. Cine nu mănâncă ciorbă nu e român adevărat. Am zis. Stop. Cine, cui nu-i place ciorba nu e român adevărat. Ieri Micea ciorbă, nu, frate. Mă confunzi. Alaltă era mâncat Micea, era mâncat șaorma. De 2 kg. Trebuie să fii atent, să mă urmărești cu atenție. Că se duc zilele. Se duc zilele și nutriționistul tău preferat mănâncă multe chestii interesante. Dacă nu mă urmărești, pierzi. Da, nu mănânc cu pâine proaspătă, că sunt la dietă. M-am pus azi pe cântar, m-am speriat. Ieri am avut 4 mese. Deci ieri am avut 4 mese, dintre care 3 mese au fost cu dulciuri. Prima masă, jumătate de kil de tiramisu, 1385 de calorii. A doua masă, shawarma de 2 kg, 4000 de calorii. A treia masă, o din asta de prăjituri. O din asta de prăjituri, încă 2000 de calorii. Și a patra masă, seara, târziu m-am trezit, m-am sculat din pat, am băgat iar dulciuri cu Nutella. Kinder Maxi King și toate alea. Ieri am luat vreo 4000 de calorii numai din prăjituri, numai din dulciuri. Astăzi gata, adio dulciuri. Azi mâncăm ciorbă, mâncăm pepene, fructe adică, mâncăm ardei umplut mai încolo, legume. Ah, da, mă, mi-a făcut ieri ciorba asta de verișoare și ardei umplut cu forța. Avem nou meniu. O săptămână numai ciorbă de verișoare și ardei umplut cu forța, bă. Trebuie să avem grijă la pâine. Că dacă bag câte două pâini pe zi, câte kilograme mai ai auto? Nu pot să spun. Am greșat rău de tot. Rău, rău, rău. Bună, bă, ciorbița asta. Să țin așa, să vedeți și voi. Eu o trăgeam spre mine și voi nu vedeți nimic. Uite, bă, vezi? Legume, mă, frate, morcov. Morcov, ardei gras, țelină, păstârnac, ceapă. Ce bune sunt. Și niște pătrunjel sau ce dracu era, niște verzituri de-alea. Așa, mă, fratele meu. Vedeți? Ăsta este desertul, gata. Toată asta are maxim 250 de calorii. Pardon. Bă, nu știam că poți să răgâși de la ciorbă, ești prost? Bă, ce mai aflai? Ci că pot să răgâși de la ciorbă. Așa ceva. Dar mai avem un cupcake. Stați așa. Wow. Mai avem un cupcake. Trebuie să mâncăm și pe ăsta. Nu se poate. O cănuță din asta. Știți că ieri am dat cu limba pe ea. I-am făcut așa ca să nu o mănânce Gabi.
Să nu mănânce Gabi prăjiturile astea, că mi-au plăcut mie mult. Și mi-a adus doar 4 prăjituri, frate. Urât din partea lui. Cele mai nașpa prăjituri le-a cumpărat cele mai multe din alea. Să ai poftă, e cel mai bun pâine din România. Mulțumesc, Madalin. Ce mănânci noi de pâine? Oasta. De asta. Găsiți la Kaufland mai multe locuri. Are 35 de calorii un biscuit din ăla. Bă, sincer, n-ai niciun gust ăsta. Vezi? Din cauza că am rezistență. Am rezistență la insulină. Am diabet, nu mai simt dulcele, frate. Dulcele natural nu mai simt. Îmi trebuie ceva dulce, îmi trebuie Nutella, îmi trebuie prăjituri. Miere. Ca să simt și o dulcele. Data viitoare ți-au un kilogram. Mulțumesc, Gabi. Inimioară pentru Gabi. Bă, frate, zici că mănânc mâncarea porcilor. Cum se numește ăla? Dovleac. Zici că mănânc dovleci, frate. Niciun gust. M-am obișnuit cu foarte multe dulciuri. Dacă ieri am mâncat 2 kg de dulciuri, de prăjituri. Vezi? Cere corpul, frate. Și acum astea nu mai au gust. Într-adevăr, e bun. Adică e bun, e sănătos. Are fibre, are vitamine. Are apă, mă hidratează. Are doar 30 de calorii pe 100 grame. Foarte, foarte puțin. Dar nu mai are gust. Chiar ar trebui să mănânci 2 grame de dulce, unul de fisătura mai puțin. Ba da, am încercat. Că n-am mâncat odată 2 kg. Dimineața la cafea am mâncat jumătate de kg de tiramisu. După aia am mâncat shawarma de 2 kg. După aia, peste câteva ore, am desfăcut cutia asta de prăjituri de la Gabi și am mâncat câteva prăjituri. Știi? Mi s-a făcut iară poftă și am desfăcut cutia de prăjituri. După aia, seara, pe la 10:30, când să mă pun în pat, iar mi s-a făcut poftă de dulce. Și am mâncat 2 Kinder Maxi King, un Dots și câteva linguri de Nutella. Cere corpul, mă, frate. Cea mai bună. Nu există prăjitură mai bună ca asta. Mamă, ce cremă. Cred că îmi place mai mult decât Nutella. Mamă, ce bună e. Mulțumesc frumos pentru cadouri. Bado Strength. Mănâncă, bă, cu gura închisă. Ce fructe mănânci? Pepene galben. Mulțumesc frumos pentru două ori.
Cred că e cu nitrați ăsta. E cu nitrați, cu nitrit, cu ce dracu fi ăsta. Nu, nu e bun. Mai bune prăjiturile. Nu mai. Mi se face rău dacă mănânc acum pepene. Dacă mănânc pepene după dulciurile astea, mi se face rău, frate. Ce mai avem, mă, dulce, mă? Ce mai avem dulce? Mai am un Kinder Maxi King, mai am un Dot, mai am vreo 2 kg de înghețată, mai am un sfert de borcan de Nutella. Ali, mulțumesc, te pup! Ce mai am? Și atât? Nutella! Bă, nu, am zis astăzi gata, astăzi fără dulciuri. Hai să mergem să mâncăm niște înghețată. Mergem niște înghețată cu pepene ăsta? Să pot să mănânc pepene ăsta, că nu pot să mănânc, frate. Nu pot să mănânc pepene fără ceva dulce, înghețată, ceva, nu știu. Da. Merge. Hai să mergem sus. Bă, dar stai așa că trebuie să-mi iau un cartuș. Că fuma ieri un cartuș de țigări. Mai bag și azi un cartuș. Că fuma ieri un cartuș de țigări. Mai bag și azi un cartuș. Oricum, n-am pensie, n-am carte de muncă, n-am. Pentru ce să mă chinui? De ce să mă chinui la bătrânețe? Nu? Corect? Corect. Hai prin casă. Mai scurt prin casă. Facem economie de pași. Pe... Bă, țigări am luat, așa? Da, am înghițată sus. Mai am niște înghițată sus. Hai să mâncăm. Bă, și după aia mâncăm mai încolo, mâncăm ardei un plus cu forța. Îmi fac niște cartofi prăjiți cu șnițele și cu mici și cu cârnați și cu pulpe de la grătar de alaltăieri. Și cu maioneză cu usturoi. Mamă, abia aștept. Abia aștept. Abia aștept. Dar mi-aș face și niște... De-aia, mă. Mi-aș face și niște hamburger, niște sandwich-uri cu șniță de așa, mă. Îmi plouă în gură. Niște cașcavală fumată, așa. Unde sunteți, bă, căței? Maia, ce v-aș fetiță? Ai mei au plecat la târg să facă bani. Eu m-am trezit cu căței aici, sus la mine. M-au auzit când m-am trezit de dimineață și am băgat aici la mine. Ce faceți, mă? Frumușeilor. Ah, aha. E bine că-mi lăsai asta aici. Să-mi pun ceva sub laptop. Să nu murdărim laptopul. Așa. Să tragem puțin ăsta mai aproape. Ai, tată. Ah. Ia uite-te, bă! Nu poți să desfac ăsta, ești prost!
Sunt handicapat cu o mână. Wow! E cam moale, e cam bun, e cam cum trebuie să îl mâncăm direct, să nu mai așteptăm. Oh, nu e bun. E moale. E prea moale, bă. Ba nu e, mă, merge. Arată ca un căcat. Arată ca un căcat moale. Să-mi trag palmea. De vacă, nu de vacă. De om. Arată ca un căcat de om. Moale. E bun, mă? Frigiderul ăsta mic nu mai are ușa la congelator. Stai, frate, că asta nu e dulcea. Asta nu e chiar așa dulcea. Bă, dar are un jeleu aici. Are un jeleu tare bun. Hai, uitat de pepene. S-a-mi trag palme că am uitat de pepene, bă. Am uitat de pepene, bă. Dar nu e bun. Nu e dulce. Yeah. Yeah. Zici că mănânc de la, mă, bostan în puii mei. Zici că mănânc dovleac. E n-aș partit rău de tot. Ce vrei, frate, să fie miere? Da, bă, Roberto! 10 lei pe Revolut de la mine. Ce idee mi-a dat Roberto! Ce idee mi-a dat Roberto, bă! Zici că nici nu am 2-3 tone de miere în casă, ești nebun? Suntem aici pe Miere TVO și nu știam cu ce să îndulcesc acest pepene. Bă, ești prost! Mulțumesc, Roberto! Mulțumesc, tată! Să punem puțină miere ca să fie mai dulce, mă! Niște miere, uite aici, miere de salcâm. Cea mai bună. Ia să vedem. Mai bună acum? Mamă, ce bun e acum! Bă, Roberto, mulțumesc, fratele meu. Vezi, bă, cine mă iubește. Mamă, ce gust are. E bun rău, mă, frate. Ha, bă, iau-te, mă, nu pot să-l iau. Bună, Maria! Deci, Nevulcea, da.
Frate, bun parfumul, da, normal că e bun. E șmecher de tot. Dacă îți plac parfumurile dulci. Să te dai cu 1 milion, să fie așa dulce, 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 să te pape fetele. Dacă îți place să te pape fetele, trebuie să-ți dai cu 1 milion, e dulce. S-a schimbat treaba. S-a schimbat treaba de când am pus mirea asta. Aur. Aur, tată. Aurul de la albine. Mamă, dar... S-a creat și o zeamă aici. Să tăpești înghețata, chiar, bă. Ce bună și înghețata, bă. Bă, ce bună și înghețata. Ia, nu trebuie asta o fi bună. Ia. Nu, am zis că nu mai mănânc dulce, dar... Cred că de mâine. Cred că de mâine nu mai mănânc dulce. Asta e cea mai bună. Asta e cea mai bună. Nu mai vreau pepene. Vreau să rămân cu gustul ăsta în gură. Vreau să persiste gustul ăsta 2-3 ore de acum încolo. Nu mai vreau dulce. Nu mai vreau dulce, nu mai vreau pepene. Nu mai vreau nimic. Vreau să simt gustul ăsta în gură toată viața de acum încolo. Ce e, mă, rostonelul meu? Îl doare piciorul pe rostonelul. L-a călcat mașina pe picior din spate. Luni ce vine! Luni ce vine! Intrăm la dietă de luni ce vine. Să nu începeți acum că fumez, că bla bla. Eu nu îți mulțumesc frumos pentru cadou. Să nu îmi spuneți acum că fumez, că ești nutriționist, bla bla bla. Eu nu fumez, frate. Nu știu unde vedeți voi că fumez, dar eu nu fumez. Alex! Alex! Ai văzut, Alex, ce ți-am făcut? Ți-am dat... Moderator, tată, mulțumesc, mamă! Un biceps de ăsta puternic pentru Alex, mă, frate! Mulțumesc, bro! Da, mă, nu știu, frate! Mi-a zis Gabi ieri. Bă, dar parcă e un băiat Alex acolo. Oh, mulțumesc frumos! E un băiat Alex acolo care s-a și abonat la tine. Îți plătește abonamentul de 16 lei în fiecare lună, în puii mei. Pe el nu-l faci moderator? Chiar, bă, Alex. Și am intrat imediat și te-am făcut. Iosif Varga, mulțumesc, Iosif. Mama, au intrat forțele alea mari. Alex o vrea pe Emma Carter. Vrea să-i vadă omulețul lui Emma Carter. Mulțumesc, Iosif Varga, tată. Mario Nicolae, bossul, mulțumesc. Darko, mulțumesc, mamă! Bă, de unde ați venit, frate, v-ați vorbit atât toți acum? Mulțumesc frumos! Mamă, frate, ce energie am primit! Bă, ești prost! Unde mi-e bricheta? Gata, intru acum pe bandă. Facem 45 de ore. 45 de ore pe bandă băgăm. Răzvan, mulțumesc! Iosif Varga, mulțumesc! Alex, tuturor!
Mamă, ce energie mi-ați dat! Mădălin, mulțumesc! Răzvan, VGB, mulțumesc! Fă MPS, ce era MPS? Hai la sală! Nu vin la sală, că e închisă sala astăzi. Locuiești cu părinți? Nu, nu locuiesc cu părinți. Darko, mulțumesc! Vă mulțumesc frumos tuturor. Vreau urmăritori. Postează, frate, apucă-te de postări. Postează în fiecare zi, eu postez și 80 de clipuri pe zi. Alex 007, mulțumesc. Și mai fost un băiat, dar nu mai văd că dă. Ionuț, mi se pare. Da, Ionuț. Da, Alex ca nebunul. Și Darko, mamă, mulțumesc frumos, Darko. Alex, fără număr. Mamă, frate. Nu vine să cred. Stați așa că mă bag acum pe bandă. Vă mulțumesc din suflet tuturor. Ați dedicat live-ul ăsta la un alt nivel. OCT, mulțumesc. Mulțumesc frumos, OCT. Mamă, frate, dar de unde mă așa toată lumea odată? Ați intrat toți, frate, odată. Ce țigări fumez? Nu fumez, Alex Suțu, eu. Nu fumez, mă, de unde ziceți voi că fumez? Mulțumesc, Alex, mulțumesc, bro. Stai să dau... Să dau chestii, cărămida asta la o parte, că mă încurcă. V-am mai explicat, eu nu fumez. Mai... Hai cu un tap-tap, tarap-tap-tap. Dați și voi un tap-tap, că uite, eu am dat tap-tapuri până mi s-au făcut astea, degetele roșii. Valentin, te pup, tată! N-are nimic, frate. Ce-ai pățit? Am dat tap-tapuri, frate. Tap-tapuri. Tap-tapuri. Nu mă, am avut doi negi și mi-am ars. Fix la degetele astea două. Bine că le-am păstea. Bine că mi-au rămas astea. Hai cu inima de membru. Hai de tată, chiar așa. Chiar așa, Mario. Hai cu inima de membru, tată. Cum dau? Fixează. 99 de puncte. Băgăm un mic. Băgăm un pepene din ăsta. De fapt, ce dracu pepene, că ăsta zici că e bostan. Zici că e mâncarea porcilor. Zici că e... Dă la mă zi. Dovleac în puii mei. Hai cu inima de membru și cu 100.000 de țap-țap. Aia, da. Mamă, frate. Bagă Nutella. 99 de puncte. O lingură cu Nutella. Se știe. Ce-i mă, Maia? Ce se linge asta, frate? Bă, ce se linge, Maia, asta? O sută de puncte, 1000 de puncte mănâncă masa. 1000 de puncte mănânc laptopul. Ce mănânci? A, de toate. Ce nu mănânc? Aia e problema. Aia e întrebarea. E mai ușor de zis ce nu mănânc. La voi e târg, da. Da, uite, și mi-a dat acum mesaj Cătălin. Mai am aici un abonat, Cătălin. M-a întrebat dacă sunt la târg. Nici nu am putut să-i răspund că sunt pe live cu voi. Hai că nu mai stă mult. Că mi-a dat și maică-mea mesaj ce fac. Trebuie să vorbesc cu oamenii. Trebuie să mă duc și la târg, bă. Mă duc și la târg, frate. Uf.
Bagă lubenița cu Nutella, cu miere și cu Pepsi. Ce mănânci la un pong? La un pong mănânc o țigare. Ce mănânci? Mango. Îmi imaginez că e mango din ăla super extra dulce, frate. Deci de acum te mănânci pe Maia. La rotisor. A zice punct de mănâncă lingura. Ah. Ah. Cam tare, bă. Cam tare. Sunt de mult, da. Sunt de 35 de minute pe live. Oh. 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 Vă las. Sal cu ce de opcopi, cu miere. Cu miere. Vă las, vă pup. Mă duc să văd. Mă duc să mă urc pe bandă. O jumătate de oră. Vorbesc cu oamenii. În privat. Și după aia mă duc la târg. După aia mă duc să fac un duș. Să alea alea, să mă îmbrac frumos. Să-mi iau cămășuța. Mi-am luat și eu o cămașă, numai în aia stau acum, ce credeți, că mai ies din cămașa aia. Zi frumoasă, mulțumesc frumos, Maria. Vă pup pe toți acolo jos, tare, tare și apăsat, unde vă place vouă. Să aveți o zi minunată!